De multe ori alegem să ignorăm aspectele negative ale vieții de zi cu zi și încercăm să ni le imaginăm cât mai departe de noi și de ceea ce ne înconjoară. Însă, printre noi există minți bolnave, oameni fără suflet și dornici doar de a asemăna teroare în rândul populației. În continuare îți voi prezenta top 10 ultimele cuvinte ale celor mai temuți criminali în serie înainte de a fi executați. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer este considerat a fi unul dintre cei mai notori criminali în serie din toate timpurile. Între 1978 și 1991, Dahmer a violat, ucis și dezmembrat 17 bărbați în Milwaukee. O parte din crimele sale au inclus acte de necrofilie și canibalism. Chiar dacă a fost diagnosticat cu multiple tulburări psihice, Dahmer a fost găsit vinovat și condamnat la închisoare pe viață pe 15 februarie 1992. În timpul detenției în Institutul Corecțional din Columbia, Dahmer a fost bătut până la moarte de către un alt deținut, Christopher Carver, pe 28 noiembrie 1994. Deși nu a fost condamnat la moarte, Dahmer a spus în momentul morții sale: "Nu-mi pasă dacă trăiesc sau mor, poți să mă omori." Earl Nelson. Earl Nelson a fost un criminal în serie, instabil mental, care a comis cel puțin 22 de crime în 1926 și 1927 în Statele Unite și Canada. Nelson alegea proprietari care aveau de închiriat camere. El poza un potențial chiriaș, le câștiga încrederea victimelor, după care le ștrangula. Nelson era un adept al necrofiliei, a fost găsit vinovat și condamnat la moarte. Înainte de a fi spânzurat, pe 13 iunie 1928, ultimele sale cuvinte au fost: "Sunt nevinovat, stau nevinovat în fața lui Dumnezeu și a omului. Îi iert pe cei care mi-au greșit și le cer iertare celor pe care i-am rănit. Dumnezeu să aibă milă." Peter Curtin. Peter Curtin a fost un criminal în serie german care a comis o serie de crime și agresiuni sexuale în jurul orașului Düsseldorf în 1929. El a fost cunoscut sub două porecle, vampirul din Düsseldorf și monstrul din Düsseldorf. El a primit aceste pseudonime pentru că ar fi băut sângele unora din victimele sale. Curtin a fost găsit și acuzat pentru 9 capete de acuzare de crimă și 7 de tentativă de omor. Înainte de a fi executat cu ghilotina, pe 2 iulie 1931, Curtin i-a spus călăului: "Spune-mi, după ce îmi vei tăia capul, voi mai putea auzi pentru câteva momente cum țâșnește sângele din trunchiul meu? Ar fi plăcerea tuturor plăcerilor pentru mine." John Wayne Gacy. John Wayne Gacy a fost un clov simpatic cunoscut sub numele de Pogo, care performa la petrecerile aniversare pentru copii. Noaptea se activa instinctul său de criminal și violator. El a fost găsit vinovat pentru uciderea a cel puțin 33 de copii și tineri în perioada 1972-1978 în Cook County, Illinois. 5 dintre victimele sale au fost depozitate în casa lui. La autopsie s-a stabilit că le-a asfixiat și ștrangulat. Gacy a fost găsit vinovat și condamnat la moarte în 1980. Înainte ca sentința să fie pusă în aplicare, pe 10 mai 1994, el a stat 14 ani în centrul corecțional Stateville. Ultimele lui cuvinte înainte de injecția letală au fost: "Pupați-mă în fund." Amelia Dyer. Amelia a fost o criminală în serie care a trăit în secolul al XIX-lea în Anglia victoriană. Crimele sale au fost considerate deosebit de crude. Ea a fost responsabilă pentru moartea a 400 de copii într-o perioadă de 20 de ani. Ea lucra ca asistentă medicală și se obliga să aibă grijă de copii care erau abandonați de familii. Ea îi ținea pe aceștia nemâncați până când mureau de foame. Aceasta a fost spânzurată în anul 1896. Ultimele sale cuvinte profunde au fost: "Nu am nimic de spus." Ted Bundy. Carismaticul ucigaș în serie Ted Bundy a fost arestat în 1975 și găsit vinovat de răpire, viol și moartea a 30 de femei. Crime comise din 1970 până în 1975. Își ademenea victimele în locuri izolate, le agresa, apoi le omora, după care viola cadavrele. De asemenea, a decapitat 10 din victimele sale și a păstrat capetele ca amintire. Pentru faptele sale abominabile, Ted a fost condamnat la moarte prin electrocutare. Înainte de a fi așezat pe scaunul electric, cuvintele sale finale au fost: "Aș dori să le ofer dragostea mea familiei și prietenilor."
Execuția sa a avut loc pe 24 ianuarie 1989 în închisoarea Rainford din Stark, Florida. John George Haig. În Anglia, anilor 40, John George Haig a ucis 9 persoane într-un mod cu adevărat înspăimântător. Haig își atrăgea victimele într-o locație retrasă, le bătea până își pierdeau cunoștința, iar corpurile lor le dizolva în acid sulfuric. Motivul? Făcea colecție de certificate de deces și colecta bunuri și bani de la victimele sale. A fost condamnat pentru 6 dintre crime și a primit ca pedeapsă moartea prin spânzurare la 10 august 1949. Haig i-a scris o scrisoare prietenei sale cu puțin timp înainte de a fi executat. Este greu de spus adio în aceste condiții, dar vei înțelege și vei fi mereu în gândurile mele. Știi că am fost mândru de parteneriatul nostru. A fost întotdeauna unul onorabil și îmi voi aminti marea ta bunătate și devotamentul. Acum trebuie să plec. Eileen Warnos. Eileen a fost găsită vinovată pentru uciderea a 7 bărbați între 1989 și 1990, în timp ce lucra ca prostituată în Florida. Deși ea a susținut că toate crimele le-a făcut din instinctul de autoapărare, ea a fost găsită vinovată și condamnată la moarte prin injecție letală. A fost executată pe 9 noiembrie 2002, dar înainte de acest moment a spus următoarele: aș vrea să spun că voi naviga și mă voi întoarce ca ziua independenței, cu Iisus pe 6 iunie. La fel ca în filmul Nava Mamă se întoarce. Eileen a fost a 10-a femeie din Statele Unite care a fost executată. Carl Penzram. În 1908, Carl Penzram, de 17 ani, avea la activ ani de închisoare pentru furturi calificate și alte infracțiuni. Până la 30 de ani, Carl a devenit un notoriu criminal în serie, cu 21 de crime la activ și mai mult de 1000 de violuri. În timp ce era încarcerat, Carl l-a omorât pe deținutul care lucra în spălătorie. Această crimă i-a schimbat condamnarea din cea pe viață în cea la moarte. Înainte de a fi executat, în anul 1930, Carl a rostit următoarele cuvinte: grăbește-te, nenorocitule! În timp ce tu te fâții pe aici, aș fi putut spânzura o duzină de oameni. Timothy McVeigh. Timothy a fost condamnat pentru 11 infracțiuni federale în 1997. El a detonat o mașină capcană în Oklahoma City, care a omorât 168 de persoane și a rănit mai mult de 600. Timothy McVeigh a fost un veteran al războiului din Golful Persic și s-a înfuriat acuzând guvernul american de manipulare privind asediul din Waco din 1993. El a vrut să se răzbune pentru moartea 76 de persoane în timpul asediului. Timothy a fost condamnat la moarte. Înainte de a fi executat prin injecția letală, ultimele lui cuvinte au fost: sunt stăpânul destinului meu, sunt capitanul sufletului meu. Pentru mai multe informații interesante, vizionați în continuare videoclipurile canalului Pact cu Informația. Și nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu următoarele postări.